Nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa a fost lansată la apă și a intrat în compunerea centrului de scafandri în 1979. Cu facilități multiple în asigurarea de la suprafață activităților subacvatice, cu camere de decompresie și tratament, turele de scufundare până la 120 de metri, sistem de lansare și recuperare scafandrii, instalație de amestec și stocarea gazelor, această navă reprezintă un adevărat laborator plutitor, care poate ajunge în cele mai îndepărtate raioane de intervenție. Este o navă unicată în marina militară, având în vedere că execută misiuni speciale și dedicate scafandrilor de mare adâncime. Nava a parcurs un proiect de 3 ani jumate de modernizare a echipamentelor. Nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa a intrat în reparație capitală în șantierul naval din Mangalia în urmă cu mai bine de 3 ani. Au fost făcute lucrări inclusiv la motoarele principale și au fost instalate generatoare noi. S-au făcut modernizări ale navei, fiind schimbate în principal toate sistemele energetice, fiind schimbate osatura și elementele de rezistență din interiorul navei, precum și dotări, amenajările interioare, la cabine. De asemenea, a fost dotată cu aparatură modernă pentru a îmbunătăți controlul navei. Acum aceasta are un sistem de monitorizare și control al instalațiilor din sala mașinilor, precum și o consolă de comandă mașini. Aici parte de ștergătoare și dezaburire, doar un taci și pornește ștergătoarele. Putem pune un drum, un traseu anume, cu waypoint-uri și nava merge singură pe acel traseu. Datorită acestor modernizări și reparații care s-au făcut la navă, în următorii 10-15 ani această navă va fi capabilă să îndeplinească misiuni internaționale, misiuni care se vor desfășura în siguranță, atât în mările și oceanele lumii, cât și în cadrul național. La ora actuală, nava poate să execute misiuni specifice pentru eliberarea canalului de navigație. După 3 ani de lucrări, nava maritimă a fost vizitată inclusiv de foști scafandri, care au participat la multe misiuni la bordul ei. De pildă, maestrul militar principal Ovidiu Badiu a lucrat și ca scafandru de mare adâncime în perioada 1992-2005. Din 2005 am plecat pe alte funcții, am promovat în carieră și nu recunoșteam cabina, nu recunoșteam... Totul este nou, este fantastic, emoțiile sunt foarte mari. La finalul vizitei, comandantul navei a primit o plachetă în semn de respect și onoare. Din partea tuturor scafandrilor de la bordul navei Emil Rakoviță și atențion de scufundare la nava Emil Rakoviță, vă dorim această plachetă să o puneți la un loc de ocazia terminării lucrărilor de modernizare a navei Grigore Antipa. Însă lucrările nu se opresc aici, mai urmează o etapă. Implementăm un proces de integrare a sistemelor de scufundare pentru scafandre de mare adâncime. Pentru intervenții la adâncimi de până la 100 de metri, modernizarea barocamelor de scufundare cu instalații TV, instalații de comunicații, sistem de încălzire, supresoare, compresoare. Nava este proiectată pentru misiuni specifice scafandrilor de mare adâncime. Adiacent poate executa și misiuni pentru descoperirea și neutralizarea minelor.